Frați și surori, vă invit să vă deschideți Scripturile în Matei, la capitolul 9, și să citim împreună cuvântul Domnului, pentru cuvântul de învățătură din această seară, care se numește Postul, învățătura despre post. Cu mai mult timp în urmă, noi am avut câteva lecții biblice în legătură cu postul, însă, studiind împreună învățăturile Bibliei, am socotit că este necesar să reluăm învățătura aceasta ca și pe cea despre rugăciune, prezentând-o mai în amănunt, mai în adâncime. Așa că în seara aceasta vreau să citim din Matei, capitolul 9, începând să studiem despre această învățătură, care probabil ne va lua 2 sau 3 seri de joi. Citim versetele de la 14 la 17 și vă invit în numele Domnului să vă ridicați în picioare. Atunci ucenicii lui Ioan au venit la Iisus și i-au zis: de ce noi și fariseii postim des, iar ucenicii tăi nu postesc deloc? Iisus le-a răspuns: se pot jeli nunta și câtă vreme este mirele cu ei? Vor veni zile când mirele va fi luat de la ei și atunci vor posti. Nimeni nu pune un petic de postav nou la o haină veche, pentru că și-ar lua umplutură din haină și ruptura ar fi mai rea. Nici nu pun oamenii vin nou în burduhuri vechi, altfel burdufurile plesnesc, vinul se varsă și burdufurile se prăpădesc și vinul nou îl pun în burdufuri noi și se păstrează amândouă. Amin. Mulțumesc frumos, vă invit să vă reocupați locurile. Să vă fie șederea folositoare și de asemenea inima să vă fie atentă și responsabilă în seara aceasta când Dumnezeu coboară la noi ca să ne binecuvinteze. Prin cuvânt, prin rugăciune, prin cântare, apreciez prezența fiecăruia dintre dumneavoastră. Știu că puteți, ca și cei care nu sunteți aici, să rămâneți acasă. Însă apreciez că aveți respect pentru sufletul dumneavoastră, pentru Dumnezeu și pentru adunarea Domnului de la Betania. Doctrina despre post. Într-o lume plină de restaurante, de confort, de idolatrizare a mâncării și a industriei alimentare, subiectul despre post pare cel puțin ciudat. Dicționarul explicativ al limbii române spune că postul este o interdicție de a mânca anumite alimente, în general de origine animală, prescrisă credincioșilor de către biserică în anumite zile sau în anumite perioade de timp. Sigur că oamenii care au formulat această afirmație au formulat-o în baza experienței ortodoxilor din România. Dicționarul biblic spune că postul este abținerea voluntară de la hrană pentru o anumită perioadă de timp. Postul, într-adevăr, este abținerea voluntară de la mâncare, de la băutură sau de la alte plăceri ale trupului pentru o anumită perioadă de timp limitată, neapărat cu scopuri spirituale. Asta nu înseamnă că nevoile umane ale vieții sunt rele, dimpotrivă, însă ele trebuie deseori ignorate pentru a ne putea concentra mai bine la lucrurile spirituale. Uneori, spiritul, adică duhul, intră în conflict cu trupul. Postul este lepădarea de sine cu un scop mai înalt decât simpla abținere de la mâncare sau de la lichide, cu scopul de a impresiona pe oameni sau pe Dumnezeu, cu scopul de a beneficia de anumite lucruri din partea bisericii, chiar de prestanță, de respect. În Biblie, postul este o sursă de putere. Dar pe măsură ce spiritualitatea vieții creștine a scăzut, a înflorit secularismul, religiozitatea și practicarea postului a decăzut, punându-se tot mai puțin accent pe aspectul interior și tot mai mult pe aspectul exterior. În Biblie, postul are în vedere abținerea totală de la mâncare, de la băutură și de la relațiile intime din cadrul familiei între soț și soție. Postul aproape totdeauna
implică renunțarea totală de la mâncare, de foarte multe ori implică renunțarea totală de la lichide, alte ori nu este menționat dacă lichidele lipsesc sau nu. Vreau acum să vorbesc puțin despre autenticitatea postului, pentru că sunt creștini care cred și învață că postul nu este o practică biblică, că nu este necesară și că nu este suficientă. Unii nu-l practică deloc, alții îl practică greșit, alții îl practică corect cu motive greșite sau din motive greșite. Foarte mulți creștini minimalizează importanța postului în viața lor, spunând că postul nu este important deoarece este o acțiune vizibilă și exterioară a omului. Ei spun că lucrurile din inimă sunt importante, care nu se văd, nu lucrurile din afară care se văd. Dacă acest criteriu este corect, atunci trebuie să ne gândim la cântare, că este un lucru exterior, la predică, la rugăciune, la citirea Bibliei, la venirea la biserică, la colectă, la faptele credinței și la tot ceea ce facem exterior. Și dintr-o dată, dacă criteriul acesta de evaluare este corect, vom spune că nimic din toate acestea nu mai e important decât ce are omul în inimă. Dar ce poate să aibă omul în inimă dacă nu postește bietul? Poate un om să fie plin de Duhul și să nu postească? Să nu citească Biblia? Să nu se roage? Să nu vină la biserică? Domnul Iisus în predica de pe munte spunea: voi când postiți, să nu vă luați o înfățișare posomorâtă, ca fățarnicii care își sluțesc fețele, adică arată așa urât, ca să arate oamenilor că postesc. Adevărat vă spun că oamenii aceștia și-au luat răsplata pentru jertfa lor, deoarece ei primesc recompensa aprecierii omenești, smulgând-o intenționat de la oameni prin faptul că încearcă să știe toată lumea că au postit. Ceva de genul: frați și surori, suntem astăzi aici, mă gândesc că toți sunteți obosiți, și eu sunt obosit, astăzi am postit, dar asta n-are nicio importanță. N-are nicio importanță? Dacă n-are nicio importanță, de ce o spui? Încercăm să spunem lucrurile așa, fiindcă tot veni vorba, dar de fapt, ăla este scopul nostru. Și nu îndrăznim să le spunem direct, că știm că nu ne apreciază frații. Dar o aruncăm așa, dar asta este o metodă de a ne lăuda. Și Dumnezeu ne cunoaște inima. Lucrul acesta este neplăcut Domnului și este o lipsă de modestie și de spiritualitate. Nu este rușine să spunem că postim, dar nu este necesar. De-a lungul istoriei bisericii, postul nu a avut o reputație bună, nu a fost bine văzut, nu a fost apreciat. Niciodată nu a fost postul apreciat. Spre exemplu, pentru o perioadă de 113 ani, între anii 1861 și 1954, nu s-a scris nici măcar o carte, nici măcar o broșură despre post. Nici măcar un scriitor, un predicator, un om al lui Dumnezeu n-a îndrăznit să scrie două rânduri despre post care să rămână până astăzi. 113 ani, asta înseamnă mai bine de două generații. Cât de important a fost postul în perioada aceasta de 113 ani? Dacă niciunul dintre oamenii lui Dumnezeu n-au scris despre importanța lui. Oamenii scriu despre lucrurile importante. Oamenii vorbesc despre lucrurile importante. Oamenii se laudă cu lucrurile importante. Care sunt motivele pentru care postul a devenit neplăcut pentru creștini? Probabil că unul dintre motive este ascetismul exagerat din perioada Evului Mediu, când postul devenise un scop în sine,
când postul era privit și prezentat drept un mijloc de a deveni mântuit. Sau de a ți se ierta păcatele. Dacă postești o zi, ți se iartă 10 păcate. Dacă postești 2 zile, ți se iartă 25 de păcate. Când postul a ajuns un deal cu Dumnezeu, un scop în sine, pierzându-și adevărata semnificație, oamenii au căzut în extrema aceasta ascetismului și dintr-o dată postul n-a mai fost apreciat la justa lui valoare și creștinii nu l-au mai folosit, nu l-au mai promovat în strângerile lor, în bisericile lor. Un al doilea motiv este industria alimentară, care ne-a așezat în minte faptul că trebuie să mâncăm neapărat de 3 ori pe zi și între astea 3 mese, 2-3 gustărele, că altfel ne îmbolnăvim de stomac. Industria alimentară cheltuie sume uriașe să ne convingă să mâncăm neapărat de 3 ori pe zi și să nu cumva să treacă o zi fără să mâncăm, că ne îmbolnăvim. Iisus nu s-a mai îmbolnăvit. Și Pavel nu s-a mai îmbolnăvit. Și cei care în Vechiul Testament au trăit cu sutele de ani nu s-au mai îmbolnăvit. Numai noi vrem să moștenim pământul. Când de fapt pretinde că vrem să moștenim cerul. Industria alimentară are interesele ei. Să vândă cât mai mulți cârnați și salam și pui. Să vândă. Și le spune oamenilor, mâncați că muriți. Mâncați că dacă nu mâncați, vă prăpădiți și nu mai ajungeți la bătrânețe. Și noi credem și ne punem și mâncăm. Și când ni se spune despre post, nu se poate, eu nu pot să postesc, că am slăbiciune. Un al treilea motiv poate fi idolul confortului și al satisfacerii plăcerii. Cei care sunteți de vârsta mea sau mai în vârstă, puteți să constatați că a scăzut nivelul de răbdare la oameni? Vă mai aduceți aminte câtă răbdare aveau părinții noștri în România sau bunicii noștri? Oamenii aceiași s-au disciplinat să manifeste răbdare în toate domeniile vieții, inclusiv în a răbda să nu mănânci, ținând post. Și au ajuns oamenii aceștia să-și găsească plăcerea în a nu mânca într-o anumită perioadă de timp cu scopuri spirituale. Înțelegând că postul este o descurajare a firii pământești și o încurajare și o întărire a omului duhovnicesc. Astăzi oamenii sunt atât de sensibili. Foarte mulți oameni spun, nu-i suficient dacă nu iau doar breakfast-ul, nu pot să nu iau lunch-ul. Cât de departe putem merge cu oameni de genul acesta? Este adevărat că cineva s-ar putea să aibă o constituție fizică foarte slabă. Este adevărat că cineva poate fi o excepție datorită sarcinii sau datorită unor boli grele. Dar atunci când cei mai mulți sunt bolnavi și au slăbiciune, te întrebi care sunt stâlpii pe care se sprijinesc greutatea unui popor de sute de oameni adunați din toate colțurile țării cu pretenții ieșite din comun. Frați și surori, unul dintre lucrurile pe care le aștept în anul 2008 este să se contureze un grup de mijlocire în Biserica Betania de cel puțin 20-25 de oameni, surori sau frați, tineri sau mai ales bătrâni, oameni care să-și dedice viața rugăciunii și postului și să fiu alături de frații care slujesc mai liniștit în predicarea Evangheliei, în rugăciunea cu un de lemn. Cineva ne-a chemat aseară pe la ora 1 să facem o ungere cu un de lemn într-un caz foarte grav. Și cu alți doi frați slujitori am venit cu inima tremurând, nu necredincioasă, dar tremurând, înțelegând cât este de mare nevoia de autoritate spirituală, iar noi suntem doar niște oameni. Câți din biserică postesc o zi pe săptămână pentru astfel de situații? Frații aceia seară nu l-au chemat pe Greuceanu, ci au chemat niște oameni simpli ca mine, chemați și împuterniciți să fie păstori ai turmei Domnului. Dar lucrul acela nu s-a făcut prin puterea mușchilor,
Nici prin puterea inteligenței, nici prin puterea poziției, ci prin Duhul Domnului. Duhul Domnului se scurge prin post și prin rugăciune. Și dacă în popor, pe lângă ceata cântăreților, pe lângă ceata păstorilor, pe lângă ceata predicatorilor, pe lângă ceata ușierilor, pe lângă ceata învățătorilor, pe lângă ceata tehnicienilor de la sunet și imagine, nu există și ceata mijlocitorilor între Dumnezeu. Prin care vase să se scurgă autoritatea lui Dumnezeu în momentele în care poporul este trimis acasă de medici și spun nu mai există nicio șansă și vin la noi? Adică îl trimite medicul acasă și vine la mine? Ce speranță să aibă de la mine? Cine sunt eu? Vă chem și în seara aceasta să manifestați responsabilitate în fața lui Dumnezeu în viața aceasta scurtă pe care o trăiți. Și să nu vă îngropați talentul dacă sunteți chemați să postiți sau să vă rugați. Și să vă alipiți grupului de mijlocire cu toată responsabilitatea, înțelegând că slujirea aceasta e la fel de importantă ca slujirea mea. Slujirea aceasta e la fel de importantă ca slujirea fratului Andrei sau a fraților dirijori de la cor sau a celorlalte slujiri. Nu priviți cu inferioritate și cu superficialitate lucrarea de rugăciune, pentru că ea dă autoritate predicării, dă viziune conducerii, dă tărie pastorației, dă răbdare oamenilor chemați să fie exemple în poporul Domnului și dă putere de veghere celor care sunt chemați să manifeste mărturie și exemplu personal pentru generația care ne urmează. Frați și surori, priviți cu responsabilitate această chemare. Postul nu este în exclusivitate o învățătură și o practică creștină. Trebuie să recunoaștem că postul a fost practicat de mulți lideri ai religiilor păgâne sau filozofiei. Spre exemplu, Zoroastru, Confucius, Platon, Socrate, Aristotel, Hipocrate. Știți despre Hipocrate, părintele medicinii, a fost un om deosebit al generației lui. Postul a fost practicat de oamenii lui Dumnezeu din scripturi. Aduceți-vă aminte de Moise, de David, de Ilie, de Stera, de Daniel, de Ana, de Pavel, de Domnul Iisus sau de oamenii lui Dumnezeu dincoace de scriptură din istoria bisericii. Martin Luther a fost un om care a postit mult și des. Calvin, John Knox, Wesley, Jonathan Edwards sau David Brainerd sau Finney sau mulți alții care au rămas în istoria bisericii ca niște bărbați de cinste ai lui Dumnezeu. Dacă oamenii aceștia ar fi trăit în vremurile Bibliei, numele lor ar fi fost în Biblie. Întrebarea este, dacă noi am fi trăit în vremurile Bibliei, ce anume s-ar fi spus despre noi? Despre generația noastră, despre casele noastre. Aș vrea să vorbim puțin despre nevoia de a posti sau despre necesitatea postului. Postul este întâlnit în Vechiul și Noul Testament ca o atitudine de smerire a inimii, ca o atitudine de umilire voluntară, ca o atitudine de pocăință personală sau națională. În prima parte a Vechiului Testament, nici măcar nu este folosit termenul post și expresia care înlocuiește cuvântul post este să ne smerim sufletele. Foarte des este întâlnită în prima parte a Vechiului Testament această expresie, să ne smerim sufletele. Pentru că, de fapt, asta înseamnă post, să ne smerim sufletele. De aceea postul nu înseamnă doar să nu mănânci, ci înseamnă să smerești sufletul. Inclusiv în forma de vestimentație, inclusiv în renunțarea la televizor, inclusiv în alte forme care afișează trupul. Poate vi se pare exagerat ce vă spun, dar aprecierile acestea se fac în funcție de maturitatea sau imaturitatea spirituală a celor care ascultă. Citiți, vă rog, cuvântul Domnului din Levitic 16 cu 29 sau 23 cu 27 sau Numeri 29 cu 7 și veți constata că înainte ca postul să fie numit post, a fost numit smerirea inimii, să ne smerim inimile, să vă smeriți inimile. Tot timpul se spune asta, că asta înseamnă să postești. Și tot ce contribuie la smerirea inimii trebuie făcut în ziua postului. Și tot ce înalță inima și o scoate din smerenie trebuie eliminat. Altfel, postul înseamnă doar înfometare și postul nu e înfometare. Postul cuprinde și să nu mănânci, dar nu înseamnă înfometare. Primul post voluntar din Biblie este al lui David, care a refuzat să mănânce pentru un timp ca să se roage pentru salvarea copilului nelegitim pe care el născuse Batseba în păcatul cu ea. 2 Samuel 12 cu 22.
Lista celor care au continuat să postească voluntar este lungă. Ezra 8:21, Neemia 9:1, Estera 4:3, în Psalmi câteva texte, 35:13, 69:10, 109:24, sau încheiem cu Daniel în capitolul 6:19 sau 9:3. Domnul Iisus Hristos în predica de pe munte face parte în învățătura sa, face loc în învățătura sa să vorbească despre post. Și dacă veți avea timp să studiați această învățătură în Scripturi, veți constata că postul, rugăciunea și dărnicia Domnul le pune într-un pachet. Și atunci când există una dintre ele, există toate. De fapt, omul care postește trebuie să dea banii pe care i-ar cheltui pe mâncare în ziua aceea când nu-i cheltuiește pe mâncare pentru că postește altcuiva. Și aceasta este învățătură din Scripturi. Unii dintre noi nu mâncăm breakfast-ul și mâncăm lunch-ul pe la 1-2 și nu ne scapă un cent printre degete. Și în ziua aceea nu ne rugăm și uneori numai televizor și numai distracții și numai la Starbucks cu prietenii și spunem că postim, frați și surori. Asta este blasfemie, nu post. Post înseamnă smerirea inimii. Post înseamnă mâhnirea inimii. Mai țineți minte ce am citit din cuvântul Domnului? Ascultați-mă, Iisus le-a răspuns, se pot jeli nuntașii atâta vreme cât e mirele cu ei? Post înseamnă jale! Post înseamnă jale! Post înseamnă luptă, munca inimii în rugăciune, în mijlocire! Post înseamnă să renunți la plăcerile vieții în vremea de post, intenționat, voluntar, neobligat de nimeni, în cinstea Domnului! Dumnezeu nu lucrează în oamenii care se înalță, ci în oamenii care se smeresc. Postul este un ajutor, e un motor care ajută la smerire. Eu știu că lumea occidentală nu încurajează postul. Și dacă ortodoxii aveau post negru, americanii au post galben sau verde sau roșu. Și spune, bea cafea și postește, bea suc și postește, ia vitamine până și postește. Și e interesant un astfel de post. Eu nu spun că nu se poate posti și așa. Nu spun asta. Spun doar că dacă ăsta e postul, să știți că și greutatea spirituală, tot ca vitaminele este. Haideți să ne uităm puțin la Pavel. Poate că par ridicol dacă afirm. Să ne uităm la Pavel câte întărituri a luat el când a postit. Cum a postit omul acesta? Cam ce înțelegem din felul în care a postit el? Că luăm noi un verset din Scriptură și facem din el învățătură ca să ne susținem punctul de vedere. Sigur că lucrul acesta este lesne, adică ușor. Dar dacă ne uităm la bărbații Bibliei cum au postit, ne uităm la cenușă presărată pe cap, la sac pus pe tine, ca să accentueze smerenia, nu mă înțelegeți greșit, nu vreau să devin penibil. Dar vreau să spun că postul este un lucru serios pentru oameni serioși. Nu este o joacă, nu este o glumă. Nu înseamnă doar să renunți la breakfast și la lunch. Înseamnă mult mai mult. Dacă citim în Matei, în capitolul 6, unde Domnul vorbește despre post, ca și în Matei capitolul 9 unde am citit și o să vă rog să aveți Biblia deschisă acolo. Este paragraful intitulat despre post, despre milostenie și rugăciune. Veți constata că așa cum anticipam, Domnul vorbește aici despre pachetul celor trei. Post, milostenie și rugăciune. Și aici Domnul spune următorul lucru. Când postiți, să faceți așa și așa. Și criticii postului spun, vezi că nu e poruncit postul? Postul e o alternativă. Nu e o poruncă. Poți să te uiți puțin la mine? Uite că acum citesc în altă parte. Când vă rugați, nu e o poruncă. Când faci milostenie, nu e o poruncă. Toate trei sunt prezentate ca non-porunci, adică nu porunci. Același statut îl are și rugăciunea când te rogi, când postești, când faci milostenie. Nu scrie
neapărat să neapărat să te rogi și să faci milostenie, iar la post dacă postești. Nu! Toate trei au același statut. De ce spunem că rugăciunea e poruncă și postul nu e? Ce interes avem? Sau câtă necredință și neștiință există în afirmațiile și în învățătura asta? Frați și surori, este chemarea mea să predic Evanghelia lui Iisus Hristos așa cum este și să întăresc locurile prezentate diferit de Scriptură. Noi spunem, postul nu e o poruncă, uite ce spune Iisus, nu-i poruncă, ci spune, dacă postești, trebuie să postești așa, iar dacă nu postești, să fii sănătos. Dacă ăsta e criteriul cu care interpretăm pasajul acesta, puțin mai sus scrie, dacă te rogi, când te rogi, dacă faci milostenie, când faci milostenie, atunci nici milostenia nu e o poruncă și nici rugăciunea nu e o poruncă. Lăsați-le pe toate trei deoparte. Toate trei au același statut. Sunt aceiași trei copii al unei familii, nu-i priviți diferit, că n-avem niciun drept. Nu-l încuraja pe primul că-i băiat și pe a doua că-i fată, nu, sau invers. Fii cinstit cu toți copiii tăi, privește-i la fel, nu face diferență între ei. Că atunci când se vor face mari și dumneata vei fi bătrân, vei plăti scump nota de plată. Postul are valoarea rugăciunii, iar amândouă au valoarea binefacerii, a generozității, a dărniciei, a milosteniei. Ele, în Scriptură, toate trei au același statut. Sunt în același pachet. Dacă așa stau lucrurile, atunci ar trebui să ne întrebăm, în mod practic în viața noastră, subliniem importanța postului ca și a rugăciunii, a milosteniei ca și a rugăciunii? De ce trebuie neapărat biserica de unde vin eu să hotărască care parte din Biblie e adevărată și care nu? De ce? Ce biserică din lumea asta are dreptul să deformeze în viața mea învățăturile Mântuitorului Iisus Hristos? Ce fel de om sunt eu dacă după ce am fost învățat greșit sau parțial greșit, aud învățătura corectă și nu vreau să o primesc? Doar pentru că eu așa am primit. E cinstit să păstrezi strâmb dacă ai primit strâmb? E cinstit să păstrezi parțial dacă ai primit parțial? Câți dintre noi mâncăm și în America cum mâncam în România? De ce ne bucurăm de tot confortul american dacă ne stă la dispoziție? La fel ar trebui să fie și cu învățătura. Dacă avem abundență de învățătură, să ne bucurăm de ea, nu să spunem că noi rămânem la ce am primit. Rămânem la ce am primit când am primit bine. Nu vreau să insinuez decât următorul lucru. Niciodată nu știm cât ar trebui să știm. Și desăvârșirea în învățătură și în cunoaștere nu va fi niciodată totală. Mereu vom cunoaște în parte, că noi suntem oameni limitați. Impresia pe care o afișăm uneori, că noi controlăm toată învățătura, mie mi se pare că se numește ipocrizie și fățărnicie. Și Domnul a dat cu biciul în păcatul ăsta mai mult decât în oricare altul. Pe fățarnici Domnul nu i-a primit, că nu s-a pocăit, dar pe cei care au fost la vamă, pe cei care au curvit, pe cei care au făcut alte și alte păcate și s-au pocăit, i-a primit. Nu vreți să ne uităm un pic la aceste adevăruri, chiar dacă doare? Frați și surori, postul este o atitudine a oamenilor lui Dumnezeu, care smerește inima. De cele mai multe ori când am auzit o descoperire care vine de la Domnul, de cele mai multe ori a existat printre mesajul lui Dumnezeu și următoarea afirmație. Postiți și rugați-vă. Niciodată sau aproape niciodată nu am auzit rugați-vă și cântați. Nu mă înțelegeți greșit. Nu vreau să spun ce nu spun. Vreau să spun doar atâta. Tot timpul într-o prorocie, aproape totdeauna, postul este lângă rugăciune. Aproape tot timpul, amândouă. Sunt prezentate ca două lucruri pe care un om să le facă. Nu vă spune nimic lucrul ăsta? Frați și surori, noi suntem oameni mari. Niciodată nu vom fi mai mari decât acum. Niciodată nu vom judeca mai drept decât acum. Să ne folosim tot discernământul pe care ni-l dă Domnul. Și înainte să începem să pierdem din el, să ne corectăm comportamentul spiritual și să apreciem lucrurile pe care le apreciază Dumnezeu, făcându-le cu tragere de inimă, ne ținând cont dacă ne place sau nu. A doua afirmație importantă pe care Domnul o face în
Noul Testament despre post, pe lângă cea din Matei, capitolul 6, este textul citit din Matei, capitolul 9. Am anticipat deja versetul care vorbește despre smerire, despre jale. Și în 1 Corinteni, capitolul 7, în versetul 5, uitați ce spune Apostolul Pavel. Citesc o parte a versetului. Să vă îndelemniciți cu postul și cu rugăciunea. Cunoașteți contextul în care este inserată această afirmație, parte a versetului 5. Să vă îndelemniciți. Ce înseamnă să vă îndelemniciți? Să vă obișnuiți cu, să practicați, să repetați lucrurile astea. Această scrisoare este adresată oamenilor care erau copiii Domnului din Biserica Domnului din Corint. Aș vrea în această seară să ne oprim aici, să ne luăm câteva minute să medităm, să ne gândim cu solemnitate. Îmi aduc aminte că atunci când m-am întors la Domnul, o grămadă de tradiții au curs ca și apa într-un vas în viața mea. Și viața mea personală și a familiei mele a fost foarte încordată datorită acestor tradiții la care am ținut. Am postit 2 ani pentru bunica mea, care era deja moartă, ca Dumnezeu să o mântuiască, fără să știu la momentul acela că Dumnezeu nu mai mântuiește pe oamenii morți, ci numai pe oamenii vii. Și multe alte învățături de genul acesta au fost în inima mea, din neștiință și din necredință. Ele nu mai sunt astăzi prin harul lui Dumnezeu. În această seară vreau să vă întreb, dacă nu lăsăm Evanghelia să ne curățească de acești lăstari ai necredinței, ai neștiinței, ai unor tradiții care par importante, frumoase, solemne, demne, onorabile, dar nu sunt plăcerea și voia lui Dumnezeu și nu face decât să gâdile firea pământească, dar nu aduce autoritatea cerului în viața noastră. Care sunt lucrurile care ne vor face pe noi să creștem? Trebuie să acceptați că fiecare dintre noi am crescut o vreme și după aceea creșterea noastră s-a oprit. Și suntem aceiași oameni de acum 10 ani sau de acum 20 de ani. Câți dintre noi am fi bucuroși să avem un copil care a crescut până la 5-6 ani și dintr-o dată s-a oprit? Și așa a rămas. La fel de bucuros e Tatăl din ceruri cu noi. Când creștem o vreme și apoi ne oprim, din lipsă de învățătură sau din alte și din alte motive. Frați și surori, insist așa de mult, pentru că am observat în istoria bisericii că postul a fost o disciplină spirituală ignorată. Cel mai puțin s-a scris despre post. Uitați-vă câte cărți s-au scris despre rugăciune. Am cel puțin 15 cărți despre rugăciune în biblioteca mea. Am doar una sau două cărți despre post. Și lucrul acesta este general. Postul a fost ignorat că e greu. E greu, post înseamnă multe lucruri. Nu înseamnă numai să nu faci ceva, ci înseamnă și să faci ceva anume. Deschideți cuvântul Domnului în Isaia acasă și uitați-vă în primul capitol. Să vedeți câte lucruri spune Domnul că sunt componentele postului pe care noi le vom studia data viitoare. Aș vrea să vă spun, frați și surori, în încheiere ca o ultimă afirmație, următorul lucru. Dacă nu aveți suficientă autoritate spirituală să biruiți anumite comportamente care se repetă în viața dumneavoastră, vreau să vă spun că trebuie să faceți 3 lucruri, singurele care le faceți pentru dumneavoastră. Tot ceea ce faceți de altfel e pentru ceilalți și fiecăruia i s-a dat arătarea Duhului spre folosul altora. Versetul 7, 1 Corinteni, capitolul 12. Singurele lucruri pe care omul le face pentru el este postul, rugăciunea și citirea Bibliei. Acestea se numesc discipline spirituale. Persoana care nu le face este indisciplinată spiritual, este imatură și trăiește în virtutea inerției și într-o confuzie teribilă. Omul acela vine la biserică, omul acela poate să cânte, dar el în viața lui n-are nicio disciplină spirituală. Nu mă refer la disciplina de a vorbi într-un anumit fel, ci la disciplina spirituală. Omul acela este lipsit de autoritatea spirituală de a fi omul care crește în voia lui Dumnezeu. Vă sugerez în această seară în numele Domnului
Să vă concentrați cu mai multă responsabilitate, cu mai multă grijă la această învățătură și să-i faceți loc în comportamentul vieții dumneavoastră zilnice, acolo unde este nevoie doar. Aș vrea să stăm înaintea Domnului și să petrecem câteva clipe în rugăciune, gândindu-ne, am acordat noi postului importanța pe care o acordă Biblia sau nu? Dacă nu, seara aceasta este un moment potrivit. Să nu plecăm acasă în mod intenționat lăsând cuvântul Domnului aici, că El a fost rostit pentru noi, nu pentru bănci. Mă rog Domnului să avem inima deschisă și suficient de deschisă pentru ca să încapă acest lucru incomod în practica vieții noastre alături de celelalte. Vă invit cu respect să ne ridicăm în picioare și să încheiem serviciul divin rugându-ne Domnului.